imnuri. Bineînțeles, începem cu imnul Olandei. Ultimul meci pe banca Olandei, acum imnul României. Echipa națională. Kirikeș este în acest moment jucătorul cu cele mai multe meciuri la echipa națională dintre fotbaliștii trimiși în teren de Cosmin Contra. Vedem formula aleasă de Cosmin Contra pentru această partidă. În poartă se află Pantilimon, apoi o apărare cu Bălașa în dreapta și Ganea în stânga. În centru joacă Kirikeș și Moții. Mijlocașii centrali sunt Hoban și Big Falvi. În flancuri joacă în stânga Florin Tănase, în dreapta Kipciu. În spatele vârfului de atac se află Budescu, iar atacant central este Țucudean. Vedem și poza de grup a oaspeților noștri din această seară, echipa Olandei. De asemenea, în acest echipament nou, România în premieră pe arena națională. O nouă identitate pentru România, sperăm și un nou joc pentru naționala lui Cosmin Contra. Cei doi capitani, Kirikeș pentru naționala României, Strootman pentru Olanda. Avem o brigadă de arbitri din Cipru cu Christos Nicolaides la centru. Strootman, da, a fost și acum 5 ani pe arena națională, atunci când Olanda a învins România cu 4-1 pe acest stadion în preliminarele Cupei Mondiale din 2014. Au fost două meciuri de coșmar atunci. Și Kirikeș a fost în acel meci. Două meciuri de coșmar, olandezii ne-au bătut și în Olanda cu 4-0. Vedem și primul 11 trimis de Dick Advocaat la ultimul meci pe banca Olandei. Silesen este în poartă. Ake, Feldman, De Ligt și Van Dijk sunt fundașii, Proper, Strootman și Blind la mijloc. Berghuis, Babel și Depay vârfurile Olandei. Depay a și marcat în ultimul amical câștigat de olandezi în Scoția 1-0. În imagine Dick Advocaat de 6 ori pe banca Olandei. E drept, doar de 3 ori ca principal, de 3 ori a fost secund, chiar al marelui Rinus Michels. Da, aș face precizarea în 6 mandate, când ai te referi la faptul că a fost de 6 ori. El are peste 60 de meciuri în care a condus naționala Olandei, în 3 mandate ca principal și în alte 3 mandate ca secund. A început partida România în echipamentul său tradițional și din Spania și Italia. Despre Malaga s-a vorbit cel mai mult, o recuperare foarte bună a românilor la centrul terenului. Budescu! Ce a încercat Budescu? La Cluj a încercat Alibek, acum celălalt frate geamă, să spunem, dintre gemenii golului de la Astra și de la FCSB. Sunt nebunii frumoși ai fotbalului. A avut o încercare similară. Ne aducem aminte de Budescu marcând de dincolo de linia de mijloc, de pe la 60 de metri, într-o partidă de campionat cu execuții bune din lovituri libere. Bate Depay și respinge Pantilimon. Apoi același Pantilimon reține la lovitura de cap a lui Ake, care volează în Premier League pentru Brighton. Revedem lovitura liberă bătută de Memphis Depay. Balonul a fost respins de Pantilimon și apoi reținut. Nu a fost o lovitură de cap grozavă a lui Ake. Pe banca României este și Bogdan Lobonț, care din lotul lui Contra în Olanda. Să-l vedem însă pe Budescu. Budescu urcă, Budescu, șutul lui Budescu! Și prima fază a României. Noi revedem șutul lui Budescu, reținut de Silesen. Budescu, care mai devreme a încercat și de la mijlocul terenului să-l învie. Anca Memphis Depay este acolo, în fața lui Depay se află Kirikeș. Depay scoate și vedem parada lui Pantilimon la mingea lui Proper. Proper, cel care a șutat în faza de mai devreme. Revedem pasa lui Depay pentru Proper și parada lui Pantilimon. Budescu cu o preluare prea lungă. Berghuis are... Încercăm să scoatem balonul din acea zonă. Kirikeș greșește. Ryan Babel. Babel! Și apără din nou Pantilimon. Pantilimon salvează. Meci mare făcut de Pantilimon. Aici, în apropierea Pantilimonului, unde se află arena națională. Încă o dată greșeala capitanului nostru, Kirikeș. Olanda poate pleca pe contraatac. Nu, România a reușit să recupereze. Budescu.
Budescu, poziția balonului, Budescu cu un dribling, Budescu în continuare, Budescu! Și intervenția lui Silesen. Nu a reușit Sucudean să profite de o eventuală greșeală a lui Silesen. Din nou Budescu aduce pericolul la poarta lalelelor. Iată pasa frumoasă pentru Budescu și dribling reușit de Costică în fața lui Ache. Costică face mingea mai mică atunci când o are la picior, o ascunde de adversari. Ce frumos și-a făcut această minge, din care putea ieși un gol al României. Țucudean s-a bătut acolo, ne aducem aminte. Cina Careului cere această minge, Canea. Tănase își face loc, șutul lui Tănase e pe lângă. Da, și România există la jumătatea acestei prime reprize, reușește să echilibreze. Berhuis pentru Bubble, a reușit să respingă Kirikeș, tot olandezii însă continuă această fază cu Blind pentru Memphis Depay. Face semne Depay să se ducă Bubble! Offside! Și scăpăm, e offside! S-a ridicat Fanionul, s-a ridicat și Gullit, însă semnalizare de offside la Ryan Bubble. Nu s-a mai întâmplat ca acum 12 ani când a reușit să marcheze în poarta României. Vedem momentul în care este într-adevăr în afara jocului, momentul în care centrează Memphis Depay. Olta lui Big Falvi și este floră de final al primei reprize. Așadar, la pauză, România și Olanda se află la egalitate aici pe Arena Națională, 0-0. Ne întoarcem pe cel mai mare stadion al țării, după pauză. Olandezii, excelentă trecerea lui Berhuis pe lângă Ganea. Berhuis întâmpinat de emoții, centrarea lui Berhuis se duce la Depay și este 1-0 pentru Olanda. N-a mai fost offside această dată, olandezii reușesc să deschidă scorul. Doar un minut și jumătate a trecut de când s-a reluat partida până la acest gol cu care Olanda ne conduce pe Național Arena. Memphis Depay a marcat golul cu care Olanda joi a câștigat în Scoția cu 1-0. El acum marchează pentru 1-0 și în această partidă. Iată cât de frumos îl depășește aici Berhuis pe Ganea. Apoi continuarea lui Berhuis. Mingea este deviată de un jucător al echipei noastre. Perfect pentru Memphis Depay. Este vorba de Moții. Cred că el a deviat mingea cu capul. Încă o dată, da, avem confirmarea. Moții este cel care deviază mingea cu capul. Perfect pentru Memphis Depay. Însă cred că diferența în această fază s-a făcut în primul rând la acea trecere a lui Depay, o încercare de continuare cu Strootman, a intervenit acolo Stanciu, Memphis Depay, șutul lui Memphis Depay, pe lângă poarta lui Pantilimon. României, foarte frumos se descurcă proper, pasează pentru Berhuis, un pericol uriaș pentru poarta noastră, centrala lui Berhuis și este 2-0, nu se ridică Fanionul și Ryan Bubble marchează pentru 2-0. Să nu ne gândim la ce s-a întâmplat în 2012 aici pe Național Arena, atunci când olandezii ne-au bătut cu 4-1. Au trecut 6 ani și jumătate de când Ryan Bubble n-a mai marcat pentru România, pentru Olanda, și marchează aici în România, locul unde marca și primul său gol pentru echipa națională în urmă cu 12 ani. Revedem această fază cu același Berhuis, cel care a dat centrarea la primul gol. Nu sunt foarte convins că Bubble n-a fost în offside. Poate vom mai vedea o dată reluarea cu această poziție a lui Bubble din care a înscris. Mi se pare o poziție discutabilă. Și din nou Berhuis cu centrarea la acest gol. Masa, această pătrundere a lui Ganea. Frumos șutul lui Ganea, lăsat fără replică portarul Silesen. Mingea nu s-a dus departe de poarta olandeză și este momentul în care Tony Vilenia intră pe teren la olandez. Noi revedem faza cu pătrunderea lui Ganea și șutul acestuia bun. Așadar, Tony Vilenia intră pe teren în Stanciu pentru Alibek. Pătrunderea lui Alibek, Alibek în continuare, să-l vedem pe Alibek. Alibek șutează peste poarta lui Silesen. A încercat o execuție fină, Denis Alibek, și din vedem, nou contra. Contra, grăbindu-se să îl încurajeze pe Alibek, chiar dacă acesta nu are reușite cu adevărat. Contra nu pierde niciun prilej pentru a-i transmite lui Alibek toată încrederea sa. Avem nevoie de Alibek în preliminariile pentru eu. Bate lovitura liberă și este 3-0 pentru Olanda. Marchează și De Jong.
3-0 pentru Olanda. Luc de Jong s-a aflat la capătul acestei centrări. Luc de Jong, cu 5 ani în urmă, adversar al Stelei în Europa League, pe când juca pentru Twente. Pe steliștii vedem la Pro TV săptămâna viitoare, de la ora 8, joia viitoare mai precis, la Pilsen, unde pot obține primul loc în grupă, pot merge în primăvară, pot fi sigur de primul loc în grupă. Luc de Jong a fost omul lui Cosmin Moți în această fază, însă fundașul lui Ludogoreț n-a reușit să îl blocheze pe Luc de Jong, care marchează în această fază. Luc de Jong, fotbalist care a trecut prin Germania pe la Borussia Mönchengladbach și prin Anglia pe la